Un magazin alimentar din Sinaia a fost închis de inspectorii OPC în urma unui control. Comisarii au găsit produse expirate, dar și legume și fructe stricate. Pentru abaterile constatate, operatorul economic a fost sancționat cu 2 amenzi în valoare totală de 20.000 de lei și un avertisment. S-a dispus măsura opririi definitive de la comercializare și distrugere pentru 226 de kilograme produse în valoare totală de 6.500 de lei. Unității a fost suspendată autorizația sanitară de funcționare. Trafic blocat miercuri noapte pe DN1 la paralela 45 pe sensul Ploiești-Brașov. Un autoturism a luat foc în mers, incendiul se manifesta la compartimentul motor, dar pompierii au reușit să intervină la timp. Evenimentul nu s-a soldat cu victime. Cantina de ajutor social este alături de beneficiari și de Paște. 174 de persoane vor primi pachete alimentare. Pe lista de produse acordate figurează printre altele pâinea, un pachet de piept de pui congelat, pulpă de porc, lapte, mazăre, spaghete, ulei, 10 ouă, dar și un cozonac și compot de ananas. Pachetele alimentare au o valoare de 197,46 de lei, reprezentând rația de hrană pentru 9 zile.